Și domnul, doamna avocat, Luminița Nuță ne-a contactat acum pentru a spune punctul de vedere al Izabelei. Chiar mă bucur că ați intrat, pentru că vreau să avem un tablou complet al acestei situații din punctul de vedere al ambelor părți. Să rămână, doamna avocat. La sfârșit avem și un mare maestru al baroului ca să ne dea o concluzie. Da, doamna Nuță, vă ascult. Bună ziua, eu nu sunt avocata Izabelei, sunt avocata lui Daniel Onoriu. Uite, n-am înțeles bine, îmi cer scuze, am înțeles din regie, părți. Așa, îmi cer scuze. Sunt prietenă cu ambele părți și aș vrea să rectific câteva lucruri, chiar dacă doamna Onoriu o să fie un pic supărată pe mine, dar ca să fie tabloul cât se poate de corect, Izabela Onoriu nici măcar o secundă nu l-a denigrat pe Daniel Onoriu, nici în presă, nici în pe Facebook, nicăieri. Într-adevăr, Daniel a iubit-o pe Izabela și motivul pentru care a mers în acel moment la ea a fost să-i spună te iubesc. Însă lucrurile au eram stat împreună diferit. Cu doamna. Nu mi se pare corect la dumneavoastră în emisiune să fie denigrat nici măcar domn fost polițist, pentru că nu are nici măcar o legătură cu această despărțire. Eu sunt cea care vă pot lămuri exact cum au stat lucrurile. Vă rog. Nu trebuie să vorbim despre ce a făcut domnul polițist, fost polițist înainte, că nu este problema noastră, nici dacă are ordin de protecție, nici dacă nu are. Toate lucrurile au fost între Izabela și Daniel. Iar motivul pentru care Izabela a părăsit casa au fost, eu am ajutat-o cu hainele, domnul Branco, așa, cu toate lucrurile, a fost că înainte cu o săptămână, două, a fost amenințată de Daniel de foarte multe ori, iar această femeie în disperare de cauză, că toată lumea îl înțelegea pe Daniel Onoriu și pe ea nu înțelegea nimeni, a ales să plece. Acesta este motivul pentru care a plecat, nu că n-ar fi putut să stea cu Daniel, a ales să plece pentru că nimeni nu s-a uitat către ea. Tot s-a uitat către Daniel Onoriu. Izabela a fost la orice moment cu Daniel, și când a vărsat sânge, și când a fost dus la spital, nimeni nu s-a focusat asupra Izabelei Onoriu. Eu vreau să fiu corectă și doamna Onoriu se poate supăra pe mine, este problema dumneei, însă să mergem la televizor la acest moment și să vorbim despre Izabela Onoriu și despre prietenul ei, Marius, la acest moment și doamna Onoriu știe la ce mă refer, mi se pare ceva strigător. Doamna, la cer. Mulțumesc că a spus lucrurile la punct, a fost declarația doamnei Onoriu, iată, nici noi nu dorim să facem un proces de intenție domnului mulțumesc respectiv. Mulțumesc frumos, am încheiat discuția legat de acest domn, a fost o doamnă, a spus că doamna Onoriu a spus că a vorbit cu soția, domnule, am lăsat să termine fraza, atâta nu simt nevoia să mut discuția. Domnul Branco, mă iertați, aici este vorba despre familia Onoriu, nu despre fosta actuala soția ideea... a prietenului Izabela, este tot. Vreau să vă întreb ceva, am înțeles, e foarte bine că ați făcut această precizare, vă mulțumesc și e foarte bine că e așa. Vreau să vă întreb lucrul următor. Ceea ce înțeleg că animă cumva familia lui Daniel, de asta mama este aici, este că se consideră că Daniel ar trebui să iasă mai repede din acest arest la domiciliu, iar mama vine în sprijinul acestui lucru spunând Daniel și-a revenit din punct de vedere psihic, unde cu siguranță poate au fost niște, mai mult ca sigur au fost niște probleme între cei doi soți, și atunci omul înțeleg că de la doamna Onoriu că își dorește să fie liber și că vrea să anunțe, așa mi-a transmis Daniel Onoriu prin mama lui, că nu mai are nicio treabă cu ea și vrea să fie liber. E adevărat, doamnă? Da, este foarte adevărat. Stați un pic. Acest lucru, domnul Brancu. Păi, eu nu sunt de acord că Daniel Onoriu ar trebui să stea în control judiciar și vă pot spune acest lucru cu cea mai mare responsabilitate. Păi nu-i control, doamne, arăți la domiciliu, deci el nu poate să iasă din casă, înțeleg, e chiar domnul mai mult. Domnul Brancu, dacă la acest moment doamna Onoriu vă explică că ține legătura cu familia amantului, iubitului, Izabelei, nu cred că lucrurile sunt chiar așa determinate, domnul Branco.
Am înțeles. Ce spuneți, doamna Onoriu? Vă rog să o lăsăm pe doamna Onoriu să spună. Eu ce am de spus, dacă ea ar fi vrut să termine cu Daniel, să se despartă de el, părerea mea care este, nu s-ar fi mutat atât de aproape de Daniel sau de acest maghiar Marius, ca așa nu îl cheamă. Ne întreabă, nu ne interesează omul respectiv. Deci când vrei să scapi de un om, îți închizi, blochezi telefoanele și absolut orice rețea de avocații, există de rețelele astea de socializare. Și se termină treaba. Da, și se termină și tu te mutai în altă parte, dar nu te muți la un kilometru față de Daniel și față de persoana cealaltă. Eu așa consider eu, când vrei să scapi de un om și eu nu o condamn și nici nu o condamn că s-a despărțit, nici nu o condamn că nu l-a îngrijit pe Daniel, vedeți doar că recunosc și imaginele pe care le-ați difuzat sunt filmate de mine și vi le-am dat eu, așa personal, este. Adică nu vi le-a dat altcineva. Așa este. Doamna Anuță. Da. Ce spuneți de ce spune doamna Onoriu? Eu consider că eu am avut o discuție cu Izabela pe tema mutării aproape de Daniel. Vă pot spune și acest lucru, cum s-a întâmplat, dacă mai aveți timp. Vă rog, mai spuneți, vă ascult. Domnul Costel Onoriu, tatăl domnului Daniel Onoriu, care a sprijinit-o pe Izabela la început, pentru că a considerat că trebuie înțeleasă și ea, împreună cu Izabela, au considerat că trebuie să fie aproape de ei acolo. Iar relația Izabelei cu acest domn Marius a intervenit cu mult timp înainte, după această despărțire. Eu am fost aproape zilnic în casa Izabelei Onoriu și pot să vă domnul Brancu, ca să înțelegeți de ce sunt supărată la acest moment. Nu mi se pare corect ca doamna Onoriu să ajungă la televizor cu niște probleme, având în vedere ce s-a întâmplat și săptămâna trecută și acum două săptămâni și acum ce trei săptămâni. Ce s-a întâmplat, doamna, cu săptămâna trecută și acum două săptămâni? Nu pot să vorbesc despre aceste lucruri. Mie mi se pare... Nu are doamna, legătură măcar cu Izabela, dați-mi un indiciu. Are legătură cu domnul Daniel Onoriu. Deci eu vă spun, din punctul meu de vedere, domnul Daniel Onoriu, la momentul ăsta, dacă atâția judecători consideră că trebuie să stea arest la domiciliu, păi trebuie să stea arest la domiciliu. Mai devreme spuneați altceva. Doamnă, vreau să vă rog ceva. Păstrați secretul pe care doriți să-l păstrați, dar dați-mi un indiciu că aruncați ceva la TV și lumea nu înțelege povestea. Acum o săptămână sau două. Nu are ce să înțeleagă. Mie nu mi se pare corect ca doamna Onoriu la acest moment să stea la televizor când are lucruri mult mai importante de făcut vis-a-vis de Daniel Onoriu. Vreau să vă întreb ceva. Deci Daniel a continuat. Nu, n-are nicio legătură cu Izabela, n-a mai deranjat-o sub nicio formă. Păi și atunci ce se putea întâmpla, Izabela? Ce se putea? Nu are importanță, domnul Bancu, ideea este că nu mi se pare corect ca doamna Onoriu la acest moment să fie la televizor și să denigreze atâta lume. Nu mi se pare normal, iar Izabela Onoriu puteți să-mi arătați un singur mesaj în care îl denigrează pe Daniel. Niciun mesaj, vă spun eu. Știți de ce sunteți dumneavoastră în direct, doamnă? Pentru că vreau să am toate punctele de vedere, așa cum am ascultat-o pe doamna Onoriu, vă ascult și pe dumneavoastră. Doamna Onoriu, a avut ceva de spus? Lui Daniel, domnul Brancu, este avocata domnului Onoriu la acest moment, probabil că după această emisiune nu o să mai fiu, dar nu este nicio problemă, dar vreau să fiu corectă, pentru că eu sunt o femeie care la rândul meu am fost abuzată psihic în căsnicia mea și știu foarte bine ce vorbesc. Am înțeles. Deci, indiferent de orice situație, o femeie, dacă nu mai vrea, nici nu contează de ce nu mai vrea, o las și punct. Dar asta susțin și eu. Asta a spus și doamna Onoriu aici prezentă. Brancu, și mai am o singură rugăminte. Că s-a mutat la un metru, la doi, la trei, la cinci. Dacă Daniel Onoriu niciodată n-a vrut să-i facă niciun rău, înseamnă că nimeni n-a trebuit să-și facă o problemă la cât de aproape sau departe s-a mutat Izabela Onoriu. E un punct de vedere, am înțeles. Am ascultat ambele puncte de vedere ca să fie bine. Regia, dacă aveți mesaje, că înțeleg că în privat doamna Onoriu vorbește cu unul dintre membrii redacției noastre, chiar vă rog să-mi spuneți ce spune, ca lucrurile să fie de ambele părți. Doamna Nuță a făcut un tablou destul de elocvent asupra situației. Doamna Nuță, mai vreau să vă întreb un singur lucru. Vă rog. Doamna Onoriu a spus aici că băiatul ei ar trebui să fie
să fie scos din această stare de arest la domiciliu, pentru că starea lui s-a îmbunătățit. Este adevărat. Și a fi internat într-un centru special pentru a fi recuperat. Spuneți, este adevărat, este adevărat că starea lui s-a îmbunătățit. Este adevărat că sunt diferențe majore la cum era și cum este acum. Eu m-am văzut acum câteva zile cu Daniel și vorbesc zilnic la telefon. Însă, vă repet, nu avea la acest moment loc, n-avea ce să caute doamna Onoriu la o emisiune când sunt lucruri mai importante de făcut. Și cu asta am spus domnul. Cum ar fi care lucruri, doamna? Nu are importanță, domnul Branco. Nu trebuie să vorbim despre acest aspect. Nu ai voie să vii la televizor să denigrezi pe nimeni. Că este de, doamna... Izabela, o femeie ușoară, că nu este, care are amanta, este strict problema ei. Doamna, o secundă, doamna Anță. Acum, noi ceva. Am fost în aceeași emisiune. Doamna Onoriu nu a spus că din cauza domnului nu. S-a despărțit de Daniel, nu s-a pronunțat lucrul ăsta. Dacă ați fost atentă? Nu, n-am fost, că eu sunt pe... Păi da, doamna, nu veni să aruncați lucruri fără să știți ce s-a întâmplat. N-a spus domnul că din cauza domnului... Domnul Brancu, iertați-mă. Mă lăsați, doamnă, să vorbesc în emisiunea mea, că și eu v-am lăsat... Doamnă, v-am lăsat să vorbiți. Vă rog să mă lăsați să termin ideea. Și după aceea vă las să vorbiți. Da, hai să ne respectăm unii pe alții, cum am respectat. Mă rog, da, deci, n-a spus că domnul respectiv este cauza despărțirii, a spus că au fost neînțelegeri, a dat vina și pe Daniel, iar motivul pentru care doamna a venit aici a fost unul singur și anume, eu transmit ce am aflat, că și-ar dori să iasă mai repede din arestul la domiciliu. Acestea au fost lucrurile spuse. Despre viața domnului a spus câteva lucruri, doamna, noastră a spus, domne, nu e normal să le spunem, am încheiat discuția respectiv de, în legătură cu domnul respectiv, că nu face obiectul discuției. Altceva mai e de spus? Domnul Brancu, eu aveam o singură întrebare către doamna Onoriu, îmi pare că e bună. Ce legătură are soția domnului Mariu să țină legătura la telefon, să se sune zilnic? Pentru ce lucrurile s-au oprit? Lucrurile s-au oprit. Nu există discuție între soția domnului Marius. Vă că dumneavoastră îl invocați, că noi am trecut de treaba ce asta. Ce pot să mai răspund eu când dânsa întreabă, dânsa răspund? Doamna Nuță, nu vreți un răspuns? Da, vă rog. Păi să spună doamna, că nu sunt întrebări retorice. Spune. Era normal. Eu așa cred eu, este părerea mea, să vorbesc și cu soția actualului bărbat cu care Izabela este într-o relație și eu așa consider că era normal. Am dat un singur telefon ca să aflu și părerea dânsei, să știu și eu despre ce se întâmplă, pentru că este viața copilului meu. Băiatul meu, în loc să stea arestat la domiciliu, deci dorința mea este ca el să meargă la un centru de recuperare, pentru că este normal. După atâtea zeci de zile care el am a stat înțeles. În comă și în spital, să meargă la o recuperare. Deci, doamna Nuță, hai să nu mai pomenim pe omul ăla dacă tot ne interesează. Da, și părerea mea este, fără să țin la nimeni, cu siguranță că și dumneavoastră ca femeie care a trecut prin diverse experiențe, că să ne ferească Dumnezeu să fim în sufletul unei mame care se bate pentru copilul ei. Poate că n-a făcut bine doamna Onoriu, dar oamenii mai fac chestii de genul ăsta în viața asta. Poate că n-a făcut bine, dar... Iată, ne-a oferit o informație. Ce ar mai fi de spus ca să încheiem, că suntem în depășire? Ar mai fi de spus, din punctul meu de vedere, că singurul om la momentul acesta care l-a lăsat pe Daniel Onoriu nu a fost decât doamna Onoriu, Eugenia. Este singurul om care a stat zi și noapte lângă el, singurul om care și-a asumat orice vis-a-vis de el. În momentul când a ieșit arest la domiciliu, era într-o stare jalnică. 59 de kilograme avea Daniel. Zi și noapte a stat lângă el. Eu n-am crezut că poate să stea. Pentru că era un om dificil. Singurul care a stat lângă el zi și noapte a fost doar doamna Onoriu Eugenia. Asta am să vă spun că... Mulțumim foarte mult! Este corect. Mulțumesc și eu! Mulțumesc, doamna Nuță! La revedere! Doamne, ajută! Să fim sănătoși, foarte multă patimă în subiectul acesta. Deci Daniel, de la 116 kg cât a avut,
a ajuns la 59 de kilograme și astăzi are 77 de kilograme. Deci s-a îngrășat 18 kilograme. Înseamnă că acum e bine. Și da? Este spre, ultim, pe drumul cel bun. Haideți să vedem și răspunsul unui avocat neutru în legătură cu această, această situație. Domnul avocat Cristian Sârbu are o concluzie de un minut după ce a ascultat toate lucrurile care au putut fi spuse în acest moment. Maestre, te pupăm, mulțumim că ești alături de noi. O singură întrebare tehnică pentru un avocat mare. De ce continuă această situație pentru Daniel Onoriu dacă el spune că nu mai are de gând să aibă nimic de a face, nu mai vrea să aibă de a face cu soția, fosta lui soție? Bună ziua dumneavoastră, bună ziua tuturor. Este foarte simplu. Din punct de vedere juridic, nu este de ajuns să crezi doar tu și să spui acest lucru. Trebuie să-l dovedești pe instanță. Instanța, cea care a luat măsura, această măsură, poate să și o retragă. Dacă convingi instanța că problemele care au dus la luarea acestei măsuri au dispărut, nu mai sunt valabile, nu se mai pune problema, acea instanță va retrage această măsură. Deci problema nu este ce credem noi ceilalți din jurul lor, domnului Onoriu. Problema este ca el să dovedească pe instanță și să convingă judecătorul de libertăți dacă nu mai subzistă și motivele care au dus la această măsură nu mai există. Așa cum spune doamna Onoriu, mama domnului Onoriu, el a avut în trecut niște probleme, dar se pare că lucrurile și-au revenit. Dacă acest lucru este dovedit și pe instanță, nu cred că vor mai fi probleme din punct de vedere juridic. Maestre, din punct de, deci punctul tău de vedere este și cel lucid. Doamnă Onoriu, mergeți în instanță. Da, mergem în continuare și mulțumesc domnului avocat. Chiar deci totul se poate, da. Daniel trebuie să aducă toate argumentele pentru a arăta că poate să fie liber. Și de fapt așa și trebuie. La televizor nu se fac judecăți. Liber ca să-și continue tratamentul ăsta de a fi recuperat. Deci doamne, și psihic, v-am spus că el mai are. Felicitări, doamnă, să zicem 10%. Mamă grozavă. Și mai are și masa lui corporală, adică se vede că a avut o problemă. Vă mulțumesc din toată inima. Am răspuns apelului dumneavoastră. Avem toate datele importante. Toate părțile au fost invitate să vorbească. Au vorbit așa cum s-a cuvenit. Inclusiv doamna Izabela ne-a dat informații spunând că doamna Eugenia nu are dreptate. A venit doamna avocat. Cred că a pus lucrurile la punct. O să mai urmărim cazul atunci când trebuie. Mulțumim domnului avocat Sârbu. Să rămână doamnă. Vom vedea ce se întâmplă în continuare. După mergem cu alte aventuri.